Он získal оптомонкат. Mi-a zis că 8 a mâncat. Strănută, e frig la picioare. No, bine, puteți închide și ne auzim mai de seară. La revedere.
Bună ziua! Bună ziua! O să deschid microfoanele la toată lumea în partea asta de introducere, care vrea să se intre dintre dumneavoastră și să vorbească, îl rog. O să mă așteptăm cam un minut să vină și întârziații și pornim. Vă rog, nu ezitați dacă aveți întrebări sau vreți anumite sfaturi să le puneți. Vorbiți liber, fără nicio restricție. Sper că mă auziți tot. Deci încă o dată bună ziua și Hristos a înviat, că încă mai e caldă. Adevărat a înviat. Bună ziua. Un minut mai așteptăm ca să se mai adună lumea și dăm drumul la toate. Ziua, Baroiu Nicușor, Galați. Bună ziua, bună ziua. Nu văd, doar ok, am deschis și un... și licența de fluițim, vom lucra cu direct pe model și pe soft, cumva? Da, deci aș vrea, eu o să încep să vă trec prin meniuri, o să vreau să trec prin cât mai multe meniuri ale softului, astfel încât să vă dau un ghid de bază cum se utilizează și cam ce aș putea face cu acest soft. După care, dacă aveți întrebări, chiar vă rog să mi le puneți. Să vă explic cam lucrurile de bază ale softului, de-aia v-am și trimis link-ul să puteți descărca softul, dacă puteți în paralel să lucrați cu mine, și asta e recomandarea mea, vă rog să o faceți. O să păstrez un ritm destul de scăzut, important e să vă familiarizați cu mediul acesta de simulare și realizare FluidSim. Înregistrarea o să fie disponibilă, astfel încât după ce se termină acest webinar, această prezentare, cred că cel mai târziu în decursul de zilei de mâine va fi disponibil la un link de pe GoToWebinar și va rămâne acolo tot timpul postat, îl puteți accesa tot timpul și să vizualizați filmulețul pas cu pas ca să vă mai reamintiți anumite lucruri dacă nu le stăpâniți sau n-ați apucat să mergeți prin ele. Perfect. Mulțumesc. Da. Mulțumim. N-aveți pentru ce. În timpul prezentării eu o să dau stop la sunet. O să-l deschid în decursul prezentării, o să mai dau drumul astfel încât să nu perturbăm, nu știu, pe ceilalți participanți. Dar dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți în partea de jos la question sau chat. Puneți acolo întrebările și cu siguranță la final o să vă răspund și o să trecem prin toate. Bun, eu zic că ar trebui să începem. Încă o dată, bună ziua, numele meu este Traian Stamate și reprezint departamentul didactic al firmei Festo. În site aveți toate datele mele de contact, atât telefonul mobil cât și adresa de mail. V-am spus, dacă aveți ceva de clarități, nu ezitați fie să mă sunați, fie să-mi dați un mail și atunci vă ajut cu cea mai mare plăcere. Astăzi, în decurs de, zic eu, 45 de minute, mi-am potrivit ceasul ca să fiu sigur că nu depășim acest interval, o să facem un curs de inițiere în utilizarea mediului de simulare și realizare scheme pneumatice, electrice și hidraulice, mediu numit FluidSim. Am ajuns la versiunea 5. În mesajele care le-am trimis către dumneavoastră,
V-am trimis și procedura de instalare și licențiere a acestui soft. Din păcate, este disponibil, sau versiunea asta, licența este valabilă până la 30 iunie, parcă v-am spus. După care există o variantă demo, dar cu ceva limitări. Aici aveți acces complet. O să vă arăt chiar că sunt niște lucruri ceva mai multe decât în varianta, să zic eu, full license în cea de home. Haideți să vedeți cam ce tematică am propus pentru astăzi. O scurtă prezentare a softului, a utilității, a avantajelor și a facilităților pe care le am eu cu acest mediu de simulare și realizare scheme. Vom face un proiect, vom începe cu un proiect de schemă pneumatică, pur pneumatică, după care vom modifica acest proiect de schemă pur pneumatică într-unul electropneumatică. Asta înseamnă că vom introduce relee, vom introduce senzori și vom introduce partea de contacte. Urmând ca apoi să exemplificăm partea de simulări de erori, adică pe schema realizată o să generez niște erori și o să vedeți cum pot să generez niște erori, să le interpretez și cum pot să fac niște grafice. O să merg mai departe după aia cu introducerea unui simulator de PLC. Da, Festo Fluid Sim vă permite să învățați și partea de programare. O să vă spun ceva mai multe când ajungem la subiectul acesta. Și o să merg în continuare cu partea de scheme electrice și electronice, astfel încât să vedeți care sunt oportunitățile care le pot avea cu acest soft. Desigur, și partea de întrebări și răspunsuri. O să trec foarte repede peste zona asta de avantaje, utilitate, astfel încât să intrăm efectiv în tematică. În primul rând, ar fi ideea de ce să utilizez softul ăsta. Ce avantaje aș avea eu să utilizez softul ăsta? Din experiența mea vă pot spune că unul dintre avantaje este de a înțelege mai bine noțiunile care sunt transferate la școală. Fie că vorbesc de universitate, fie că vorbesc de școli tehnice, să înțeleg de ce o schemă pneumatică, o schemă electrică funcționează așa cum mi se spune, să încerc să fac niște greșeli și să văd ce se întâmplă dacă am făcut sau am conectat prost, să văd dacă pot să remediez niște probleme și să generez astfel de probleme. Asta m-ar ajuta, practic, să înțeleg noțiunile de bază de pneumatică, electrică sau hidraulică și automat să pe piața munții și să fiu mai calificat și automat să câștig mai mulți bani. Haideți să vedem cam ce facilități introduce FluidSim-ul. În interiorul acestui mediu de programare, mediu de simulare, mai bine spus, avem trei pachete. Avem FluidSim pneumatic, în care pot să proiectez și să simulez scheme pneumatice și electropneumatice. Avem FluidSim hidraulic, proiectez și simulez scheme hidraulice și electrohidraulice, dar și partea de hidraulică mobilă. Aici e un pic mai specific datorită faptului că hidraulica asta mobilă e un pic diferită față de hidraulica clasică. Și pot să merg pe partea de simulare și proiectare circuite electrice și electronice. Partea de PLC-uri e integrată în fiecare din aceste trei, să zicem, pachete. Varianta Home vă dă acces la utilizarea tuturor celor trei pachete, astfel încât vă ajută să înțelegeți și să realizați scheme pneumatice. Ca student, pe mine m-ar ajuta în primul rând, sau utilitatea acestui soft ar fi să fac anumite teme sau lucrări de licență pe soft, să le simulez, să văd dacă
creativitatea mea sau dacă ideile mele sunt materializate din punct de vedere tehnic și funcționează, și ulterior să pot să simulez niște scheme din procesul de producție real. Bun, o să trec acum pe zona de soft propriu-zis și o să deschid mediul meu de programare. O să înhip toate butoanele care mi-au apărut mie deschise, astfel încât să încerc să apară cam cum vă apare dumneavoastră când îl deschideți. Automat, când ați instalat programul, o să aveți, când îl porniți, o să vi se ceară grupul, username-ul și parola, dați OK-ul și vi se deschide o fereastră care arată cam ca aici. Da? Bun, înainte de a trece propriu-zis în desfășurarea acestui exercițiu, aș vrea să dau un pull, o serie de un sondaj și să văd la un moment dat care este interacțiunea dumneavoastră cu softul de simulare FluidSim. Dacă l-aveți, vă rog să votați, astfel încât să vedem cam ce interacțiune aveți cu acest soft și să-mi dau seama cum îmi dozez informațiile care le transmit către dumneavoastră. Da? Stăm încă vreo 30 de secunde, astfel încât să vedem cam care este experiența dumneavoastră cu acest soft, astfel încât după aia să trecem efectiv la utilizarea lui. Eu zic că a trecut suficient timp, o să închid și o să vă șeresc și dumneavoastră rezultatele acestui scurt sondaj. Deci, la întrebare este prima interacțiune cu softul FluidSim, vedem că 67% dintre participanți au răspuns cu da, 33% cu nu. Deci, mai puțin de jumătate au mai utilizat acest soft. Ok. Haideți să mergem revenim la partea de simulare. Spuneam că mediul de simulare și de realizare scheme FluidSim la deschidere am acest mediu. Haideți să vedem cum pot să creez o schemă. În primul rând, dacă nu obțineți meniul în limba română și doriți să-l aveți în limba română, în partea de instrumente sau de tools, găsiți, dacă o să dăm click pe el, găsiți opțiuni și în partea de limbă aveți, dacă dau click la mine, setat direct în română. Dar, să zic, dacă eram în engleză, îl pot seta în engleză fără nicio problemă. Da? Deci în Tools, Option, în tabul nu de general, în tabul de Language, dau click și selectez limba română dacă vreți și dau OK. Și automat meniul mi se schimbă în limba română. S-ar putea să vă ajute mai mult sau pe alții să încurce această traducere a meniului. Bun, haideți să vedem cum încep un proiect, astfel încât să trecem prin toate etapele. Practic, din punct de vedere, să zic eu, ca beginner în utilizare, mă duc pe tabul Fișier, dau click pe el, aleg Nou și aici aleg Proiect, nu Fișier. Proiect. Aici dau denumire unui proiect. Aici sunt niște teste făcute de mine. Putem să dăm ce denumire vreți dumneavoastră. Hai să zicem un webinar online. Da. Și dau save. După ce dau save, o să vedeți că am o altă fereastră în care eu aici, ideea cu
realizarea acestui proiect mă ajută astfel încât să definez, dacă vreți, un indicator de desen. Și în tabul de cadru desen, vedeți atribuit arhivare, simulare, graset, am mai multe taburi, dar aleg tabul de cadru desen. În cadru desen mă duc alege și la alege ar trebui să dați un cadru desen A3. Să vă stabiliți cadranul dumneavoastră. Nu este neapărat necesar, dar dacă vreți la un moment dat să și printați documentația care ați realizat-o sau schema care ați realizat-o, atunci este bine să-l aveți într-un format din acesta de documentație tehnică. Dau OK. Dau OK. Și mi se creează în partea de proiect, în partea dreaptă, mi se creează acest proiect. Haideți să stabilim o foaie de lucru, dau click pe webinar, dreapta mouse și zic adaugă. Adaugă o pagină nouă. Bun, aici când începe să-mi adauge o pagină nouă, îmi dă niște, n-are rost să intrăm în detalii, sunt practic câmpurile din indicator. Care sunt, ce valoare au, câte, vedeți, am modificare de sen 3, modificare de sen 2, asta îl puteți defini în acord cu standardele fiecărei companii sau în acord cu standardele naționale de realizare a unui indicator. Nu o să intru prea mult în detaliu, dar haideți să vă arăt cum aș putea modifica ceva în câmpul ăsta din firmă, dau găsesc, da? Dau dublu click pe găsesc și aici în firmă pot să trec, să zicem, Festo. Da? Dau OK și automat mi se modifică în mie în câmp de aici, va scrie Festo. Pot să le las, să le înhip, să le activez. Asta ține mai mult de designul desenului. Bun. Vreau să trec propriu-zis în realizarea schemei. Înainte de asta, o să vă dau drumul la microfon ca să văd sigur că toată lumea, să zic, a ajuns în aceeași fază cu mine. Vă rog să-mi confirmați că, nu știu, ritmul nu este prea alert, da? Și că totul este ok, da? E ok? Da, e ok. Bun, mergem mai departe. Da. Ok, acum practic intrăm propriu-zis în realizarea desenului și cum îl utilizez. Până acum a fost mai mult așa o prezentare a documentației. Haideți să intrăm propriu-zis în desen. În partea din stânga avem mai multe taburi. Sub fiecare tab se ascund niște simboluri. Cred că ați văzut în câmpul de handouts, acum când ați deschis webinarul, v-am atașat eu un PDF cu niște norme de simbolizare și de notarea acestor simboluri. De regulă, astea sunt niște norme internaționale și ca urmare ar trebui să fie sau să țineți cont de ele atunci când realizați un astfel de desen. Spuneam că am tablul de pneumatică, de hidraulică, de acționări electrice conform Comisiei de Electrotehnică Internațională. Ăsta este standardul IEC, este cea mai importantă organizație mondială pentru pregătirea și publicarea standardelor internaționale pentru toate tehnologiile de electrice și electronice. Standardul NEMA este un Asociația Națională a Producătorilor de Electricitate, este un standard utilizat în America de Nord. Asta fiind un soft internațional, este inclus și standardul american. Partea de inginerie electrică, dând click aici, o să vi se deruleze simbolurile aferente tehnologiei. Da? Partea de divers o să vedem mai departe. O am posibilitatea să generez un
o diagramă și aici folosesc obținerea de grafice. Tehnologia digitală, spuneam, cu blocurile logice. S-a ales blocurile logice, de ce? Fiindcă, în general, în liceele tehnice se învață partea de blocuri logice, nu se învață programare în ladder diagram sau în alte limbaje de programare. Și dacă utilizați sau cunoașteți blocurile, tehnologia digitală și simboluri și veți continua ulterior, să zic, cu partea de Logosoft Comfort, cu mediul de programare a lui Siemens pe zona lor de PLC-uri, cele mai joase fiind Logo. În Logosoft Comfort găsiți un tab, un buton care vă convertește schema de blocuri logice, de schemă cu astfel de blocuri, în schemă ladder diagram. Și atunci se poate face repede trecerea de la învățarea programării cu blocuri digitale, cu tehnologie digitală, la zona, să zic eu, industrială cu ladder diagram. Și de asta e inserat aici. Merg mai departe. În GraphSet este posibilitatea de, o să vedem noi despre ce este vorba, este partea logică de funcționare a unei diagrame. Iar în partea de EasyOPC avem posibilitatea de interacțiune a softului cu echipament extern. Adică dacă vreau să învăț la un moment dat programare și să conectez o schemă care am făcut eu aici, fie că e electrică, fie că e pneumatică, fie că e hidraulică, cu un PLC fizic extern, atunci voi avea nevoie de aceste interfețe de blocuri în soft. Blocurile astea mă ajută să fac interfața între un PLC extern și schema care o să o realizăm. Deci, în principiu, aș putea dintr-un PLC extern să-i dau run și să văd că nu mișcă, nu știu, un utilaj existent, îmi mișcă o schemă care se află aici în FluidSim. Bun, haideți să mergem în partea de pneumatică. Dau click pe tabul de pneumatică, dau click pe actuatori și să încerc să fac o schemă cu doi cilindri. O să folosesc un cilindru cu dublă acțiune și un cilindru cu simplă acțiune. În cursul de astăzi nu o să pun accent pe, să zic eu, explicarea noțiunilor de cilindru cu simplă acțiune, cu dublă acțiune, distribuitoare și așa mai departe. Dacă sunteți interesați, pe data de 30, la ora 10, va mai fi un webinar organizat de colegii mei din Automation, de colegul meu Cosmin Tacea, care e șeful departamentului tehnic, de noțiuni de bază în pneumatică. Și atunci, în cadrul webinarului, se va explica clar ce e un cilindru, care este diferența între un cilindru cu simplă acțiune și dublă acțiune, noțiunile de bază. Astfel de informații, zic că vor fi utile. Aici, practic, este cum să manipulez aceste simboluri și să fac o simulare de schemă. Asta este ideea cu cursului de astăzi. Dar dacă în soft vreau să aflu astfel de informații, nu este o problemă. Dacă dau click pe element, pe cilindru, și mă duc în partea de sus unde am didactic, dau click pe el, am prima opțiune este descriere componente și dau click pe descriere componente, o să vedeți că mi se generează un meniu, îmi arată și o poză cu echipamentul hardware pe care Festo Didactic îl furnizează astfel încât să înveți noțiunile de pneumatică, dar aici am o descriere a cilindrului, am un partea de mai multe detalii de simboluri, de detalii, ce înseamnă un cilindru cu dublă acțiune, ce înseamnă un cilindru cu simplă acțiune, dar dacă vreau și mai mult, o să închid, vreau și mai mult, tot în meniul din dreapta de aici, dacă vă duceți în Basic Working Principles și dați click pe el, aveți posibilitatea la actuatori să văd simplu active cilindru. Am o ceva animație și văd cum funcționează un cilindru cu simplă acțiune.
ca să dau drumul la animație, aveți play-ul în partea de sus, este geata aceea verde. Dacă dați click pe ea și aștept să văd să mișc. Dau click, mie mi-e explică pas cu pas ce se întâmplă, mai dau un click și văd ce se întâmplă. Și așa mai departe pot să văd astfel de lucruri. Un cilindru cu dublă acțiune, mă duc iar aici. Indicatorul, filmulețele le vedeți că au iconița așa asta, pătratul cu săgeata de play în interior. Asta îmi spune că avem o animație. Deci asta înseamnă că eu pot să dau play la animația respectivă și să văd cum funcționează un cilindru cu dublă acțiune. Da? Deci mă ajută și astfel de informații ca să înțeleg mai bine un echipament. Bun. O să îl închid. O să încerc să dau un zoom mai mare aici. Cum fac lucrul ăsta? Vedeți că am în partea de sus, în dreapta, am niște iconițe. Aleg iconița asta cu potrivire cu fereastră, un fel de lupă cu niște săgeți. Dau click pe ea și trag un caroiaș. Haide, deci, nu, așa, și trag un caroiaș. Ca să-l văd mai aproape. Bun, am introdus un cilindru cu dublă acțiune, un cilindru cu simplă acțiune. Mai am nevoie de elemente de alimentare cu aer, practic, să zicem, sursa de aer ar fi compresorul. Cum fac adăugarea echipamentului? Dau click stânga mouse pe elementul dorit, țin butonul stânga mouse apăsat și trag de simbol în cadrul desenului. După care îl poziționez unde doresc, butonul stânga mouse rămâne apăsat, iar când am decis locul unde vreau să-l pun, îi dau drumul la butonul mouse. Am inserat simbolul. Inserez o unitate de preparare a aer. Da? Aerul care vine de la compresor poate să fie murdar și atunci îl filtrez și îl reglez ca și presiune. Văd aici o unitate de preparare a aer. Pentru cei care utilizează softul, e mai simplu să identifice aceste componente. Pentru cei care utilizează prima dată, vedeți, e intuitiv, zic eu, elemente de alimentare, aleg, click stânga mouse, păstrez butonul stânga mouse și îl trag în drag and drop, se numește secvența, și îl trag în zona de lucru. Bun. Acum mai trebuie să adaug la schema mea niște elemente care să-mi direcționeze aerul, care vine de la compresor și de la elementul de preparare aer, către elementele astea de acționare, în cazul de față cilindri. Lucrul ăsta se realizează cu niște distribuitoare. Ele așa se numesc în limbajul tehnic românesc, dar datorită documentației anglosaxone a utilajelor sau a componentelor, denumirea în engleză este valvă. Dacă documentația va fi în germană, voi avea ventile. Deci, practic, valvă, ventile sau distribuitor este același lucru. La noi terminologia vine din franceză, distributeur, care îmi specifică faptul că am niște elemente care îmi distribuie aerul. Da? Aici, când dau click pe această valve direcționale, să văd că am mai multe tipuri. Am niște sisteme configurabile, niște sisteme dinainte preconfigurate, dacă vreți, acționat pneumatic, electric, merg mai departe, electromagnetic. Eu încep prima dată cu partea de configurabil, astfel încât să vă trec prin mai multe meniuri ale softului și să puțin să vă obișnuiți cu ele. V-am spus că nu trec în noțiunile de bază, dar așa trebuie să ating unele din ele. Pentru un cilindru cu simplă acțiune, deci simplă acțiune are un singur orificiu de alimentare, deci aerul face o simplă acțiune, voi folosi un distribuitor din acesta. Este ventil 3x N căi. Click, stânga mouse, îl țin apăsat și îl trag în zonă în dreptul. N-are importanță că vă apare săgeata linia respectivă. Și dați drumul undeva în linia de lucru.
Vedeți că dacă eu l-am aliniat orificiu 2 cu cilindru, automat mi-a tras o conexiune, un furtun între ele. E, dacă nu vreau lucrul ăsta, dacă dau click, mă poziționez cu mouse-ul în dreptul liniei până mi-apare acest cursor, dau click pe linie și apăs tasta delete, mi se șterge furtunul și pot să deplasez echipamentul, distribuitorul în stânga sau dreapta. Dacă cumva mi s-a tras linia și vreau să fiu mai riguros, să arate ca la mine. Pentru un cilindru cu dublu acționare, voi folosi întotdeauna, aproape întotdeauna, distribuitoare din acestea, se numesc cu 15x2. Nu o să insist la fel în de ce 15x2, de ce 3x2. În general, 15x2 are 5 orificii, o să vezi 5 găurele, ăsta are distribuitor 3x2, 3 găurele și așa mai departe. Haideți să dau un pic mai aproape ca să vedem mai bine. Da? Cum am dat mai aproape, m-am dus iar cu fereastra, cu lupa în care am un interiorul lui un dreptunghi, am dat click și am desenat un caroiaș. Astfel încât să potrivesc elementele mai ușor și să le vizualizez. Bun, ce trebuie să fac acum? Trebuie să fac conexiunile cu furtun, cum ai veni, între componente. Și haideți să începem. Iar există și aici o regulă în noțiunile de bază, de la porturile cu 2 și 4, de la orificiile 2 și 4, se fac conexiunile către alte echipamente. În orificiu cu numărul 1 intră aerul în echipament, iar orificiile cu număr impar 3 și 5, în afară de 1, evacuează aerul în atmosferă. Astea sunt noțiuni de bază care sunt transmise pentru zona de pneumatic. Deci eu ar trebui să fac 2. Să-l conectez aici la cilindru, n-avea importanță, putea să-l duc și în partea cealaltă. Dar ca să înțelegem în primă fază desenul. 4 la cilindru, cum am făcut lucrul ăsta? Am dus mouse-ul în dreptul orificiului cu numărul 2, sau cum a fost 4, vedeți că mi se pare un fel de țintă. Am dat butonul stânga mouse, am apăsat și am ținut apăsat butonul stânga mouse și mă duc cu mouse-ul acolo unde vreau să duc furtunul. Vedeți, urmăriți cercul, vedeți, sunt niște săgeți care ies din cerc. Când ajung în punctul în care doresc să fac conexiunea, săgețile se schimbă și ajung sub forma unui, intră în cerc. Când am acest simbol, atunci dau drumul la butonul stânga mouse și s-a făcut conexiunea. Dacă vreau să o șterg, mă duc cu mouse-ul pe linie, dau click pe linie și îl șterg cu tasta de la delete de la calculator. Îl crez din nou, mă duc, apăs butonul stânga mouse, îl țin apăsat și mă poziționez acolo unde vreau să duc furtunul. Când se schimbă indicația din țintă cu săgețile în interior, acolo îi dau drumul la mouse. Fac conexiunile și mai departe. Revin un pic la schemă, astfel încât fac conexiunile de la sursa de alimentare, buton stânga mouse apăsat, îl țin apăsat și vreau să mă duc aici. Am ajuns aici, îi dau drumul la mouse. La fel și în zona asta, vedeți, apăs butonul mouse și conectez cablu la portul 1. Aici, da? Nu la portul 2 sau 3. Dacă cumva ați greșit, deci nu conectez la portul 2 sau 3. Dacă cumva ați greșit, dați click pe linie și ștergeți linia, da? Deci hai să facem conexiunile de aici la portul 1 și de aici la portul 1. La fel, o duc până mi se schimbă indicația din țintă și am dat drum. Ok, este ok pentru dumneavoastră? Am ajuns toți până în zona asta? Da?
E ok. Deci, dacă nu, spuneți-mi nicio problemă. Merg mai încet și e ok. Nu e o problemă. Deci, vă rog să-mi spuneți. Ok. Hai să mergem mai departe. Chiar și în faza asta, ca să văd tot ecranul, dau 1 la 1. Hai să vedem. S-a făcut. Și văd toată schema. Chiar și în faza asta eu pot să dau animații. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă dau o animație. Apăs, cum pornesc cu animația? Apăs butonul de play din partea de sus, unde zice Start, dau Start și obțin așa. Există conectori pneumatici deschiși. Pneumatic, conectorii ăștia mă avertizează, sunt astea, de la 5, 3, 3 de aici, ei sunt evidențiați. Pot să dau peste. Ok. Există avertizări, doriți să începeți oricum simularea? Zic da, că nu mi se poate întâmpla nimic. Și în faza asta deja pot să fac o simulare, pot să văd lucrul ăsta. Dacă, de exemplu, mă duc acum cu mouse-ul și cu mânuța care mi-apare în dreptul acestui distribuitor, văd că mi se schimbă tipul mânuței într-un deget. Da? Când înseamnă că am această iconiță, înseamnă că pot să acționez și dau click și țin apăsat sau îi dau drumul și văd că se începe să facă acționarea. Deci chiar și în faza asta pot să fac o simulare a schemei. N-are nicio treabă cu realitatea, dar pot să fac și lucrul ăsta. Hai să ies din simulare, să continui schema. Trebuie să dau stop la simulare, că altfel nu pot să fac nicio modificare. Ce am văzut, mi apareau niște indicații în megapascal. Nu poate, nu toată lumea e obișnuită cu aceste indicații. Hai să le schimb în bari. Dau pe simbolul de compresor, pe acest triunghi în sus și dau dublu click pe el. Și mi apare o fereastră în care în fereastra respectivă, la parametrii componente, găsesc la presiunea de operare era setat în megapascal și aleg bari. Da? Cu o confirm, cu OK. La fel mă duc și pe această unitate de preparare a aer și dau dublu click pe ea. Și mi-apare această fereastră unde pot să schimbă, unde văd megapascal, le schimb în bari. Ca să-mi fie mai ușor cu sistemul pe care îl folosesc în mod curent și cu indicații date de manometru. Acum, de exemplu, dacă dau iar simulare, play, mi se spune aceleași avertizări, dar vedeți, indicațiile sunt în bari. Vedeți că am și posibilitatea acum, când îmi apare această mână cu rigletă, să schimb valoarea presiunii. Dacă dau click, o să schimb valoarea de presiune, era 6 bari. Eu pot să mă duc acum până la 20 de bari aici. Maxim. Bun, nu o să utilizăm, undeva mergeam la 6 bari, era suficient, da? Dar pot să dau valori de genul acesta. Și acum dacă dau, aici este regulatorul care îmi spune că deși am 6 bari aici, presiunea mea de ieșire în sistem este de 4 bari. Bun, mergem mai departe ca să continuăm schema. Am oprit simularea și acum trebuie să definez modul de acționare. Ați văzut, eu aici am apăsat cu un buton, da? Ăsta este în desen. În real, ca simbol, trebuie să-l completez. Cum fac lucrul ăsta? Păi, mă duc pe acest simbol, pot să dau un dublu click pe el și mi se deschide un meniu. În meniul de aici, în parametrii componentei respective, aici mi-arată componenta care am ales-o, dar mă duc la configurabile ventile. În zona de ventile configurabile, am posibilitatea în fereastra de aici să aleg tipul de acționare, adică simbolul care este în partea stângă a elementului și simbolul din partea dreaptă a elementului. În cazul de față, o să aleg o acționare, să zic, pneumatică și aici, ăsta e simbol de acționare pneumatică și o revenire cu arc. Întoarcere cu arc. Avem posibilitate. Puteți să le încercați și să vedeți ce funcționează. Puteți să puneți o groază de opțiuni. Unele sunt mai. Desenul vă permite. Unele din opțiuni care le
le-a spus acum s-ar putea în realitate să nu existe. Deci nu vă permite să faceți și, să zic eu, mai multe lucruri decât ați putea face în realitate. Dar aici ține foarte mult de experiența utilizatorului în a face scheme sau în a citi astfel de scheme. Eu am ales niște opțiuni ca să vedeți ce se întâmplă, le confirm cu OK. Mă duc și la acest distribuitor, dau dublu click pe el, îl aleg ca un distribuitor în zona, în tabul de configurație ventile. Ăsta aleg ca acționare manuală, iar revenirea, întoarcerea se face cu un arc mecanic. Da? Deci am ales zona asta de pneumatică, fiindcă vreau să acționez acum un buton. Ca să nu mai stau să-l configurez cum am făcut aici, pot să iau unul predefinit. Și iau primul buton care îmi vine de aici, dau click pe el, păstrez butonul stânga mouse, îl trag în desen și l-am adus în zona de desen. Fac legarea lui cu distribuitorul, adică de la portul 2 mă duc la portul distribuitorului care îmi direcționează aerul către cilindru și îl alimentez și pe ăsta către coir. Îl duc în zona de aici. Chiar dacă ați făcut, să zic eu, îl șterg un pic, chiar dacă v-ați dus un pic așa, nu e o problemă, da? De ce? Fiindcă eu pot să-l rearanjez. Pot să de aici să apăs butonul stânga mouse și să trag în stânga sau în dreapta, astfel încât dacă vreau și sunt, să zic eu, foarte precis în aranjarea desenului și în realizarea desenului, că să am linii drepte, atunci pot să fac și lucrul ăsta. Nu e nicio problemă dacă ele sunt un pic strâmbe. Bun, am făcut schema și hai să facem o acționare, o simulare. Dau start. Mai am ceva, că iar o să-mi apară indicația de conector liber. Ar trebui aceste orificii cu numele pare 5-3 să pun niște, se numesc amortizoare de zgomă. Adică aerul când iese din ele nu iese cu zgomă. Cum fac lucrul ăsta? Mă duc cu mouse-ul în dreptul cerculețului, ca să fac mai mare. Deci mă duc cu mouse-ul în dreptul cerculețului de aici și dau dublu click pe el. Și mi-apare această fereastră și aleg, dau click pe săgeată și aleg unul din ele. Din amortizoarele sunt cele trei. Sunt de diferite debite, de diferite mărimi. O aleg pe primul. În momentul de față n-are importanță. La fel și la trei. Și îl aleg. Importanța tipului de amortizor o constituie faptul atunci când mă interesează foarte mult debitul și vreau ca valorile de debit pe care eu le calculez sau care softul mi le arată să fie cât mai exacte, dar lucrul ăsta, ca să mi arate valorile cât mai exacte, ar trebui să configurez fiecare echipament la debitul corespunzător, la dimensiunea de gabarit corespunzătoare, și atunci nu intru în aceste detalii, dar softul poate să-mi facă și un calcul de debit pe întreg echipamentul. Bun, merg mai departe și către celălalt echipament aici, fiindcă și aici am un port, îi pun și aici un amortizor de zgomot. Bun, dau unul la unul să văd întreaga schemă și să fac acționare. Vedeți acum când am dat play, nu mi-a mai apărut acele ferestre care să-mi spună, vezi că ai porturi deschise și mai departe. Cum fac acționarea? Păi ar trebui să dau pe butonul de play și să-l țin apăsat. Că dacă nu-l țin apăsat și dau doar un singur stânga mouse și am luat mâna, un singur click, uite așa ce se întâmplă. N-ajunge până la capăt de curs. De ce? Aerul vine, comută distribuitorul, dar arcul după aia îl aduce în poziția inițială. Da? Dacă eu țin apăsat, atunci el se deplasează până ajunge la capăt. Dau drumul, revine. La fel și în zona asta. Bun, am văzut lucrul ăsta. Ce ar trebui să mai țin eu cont acum? Ar trebui să fac un pic, opresc simularea, să droselizez un pic, adică vitezele să fie mai mici. Și acum cum fac lucrul ăsta? Păi ar trebui
Să-l duc pe ăsta un pic mai sus ca să am spațiu să introduc acele elemente numite droselizare. Ar trebui să șterg acest furtun, clic mouse pe el și cu tasta del șterg liniile. Da? La fel și în partea de aici și caut un simbol de drosel de cale. Drosel de cale este un element care îmi, ca un fel de robinet, care îmi restricționează mie alimentarea cu aer. Și în câmpul de valve de debit dau click și simbolul este primul, supapă cu drosel. Dau click pe el și îl trag în zona de lucru. Prima dată aici. Mai trag încă de două ori, astfel încât să am și pentru cilindru de aici. Da? Bun. Aici fac conexiunea între 2 și 1 și între cilindru. L-am inseriat unde înainte aveam furtun, acum am pus element. Aici are, în teoria pneumaticii, este explicat cum pun un astfel de drosel. Adică aș putea să fac aici conexiunea direct între ăsta și ăsta și dintre ăsta și ăsta. Numai că, din punct de vedere funcțional, el nu funcționează cum trebuie, deoarece droselizarea nu trebuie să se facă pe intrarea aerului în cilindru, știi ce? Trebuie să se facă pe ieșirea aerului în cilindru. Aici de ce se face pe intrare? Fiindcă dacă aerul vine de aici, el caută să se ducă pe traseul de aici, unde e bila și îl împiedică. Hai să facem un pic mai mare. Deci aerul care ar veni din distribuitor n-ar putea intra pe zona asta, intră pe zona de aici restricționată și nu e bine. Din teorie este arătat de ce. Lucrul ăsta o să vi-l arate colegul Cosmin Marți. Deci ca să-l pun corect, dau click pe el, dau dreapta mouse și îl voi roti la 180 de grade. Da? Îl șterg pe ăsta ca să nu mai facă această protejare. Îl selectez, dau dreapta mouse și îl copiez. Dau click undeva în plan și dau control V de la tastatură să-l poziționez aici. Astfel încât vedeți vârful să fie în jos. Și acum fac conexiune. Da? Bun. Haideți să dăm înapoi cu schemă, să dau o acționare. Un play și acum să reglez un pic viteza și o să dau, am dat, cum am reglat viteza, m-am dus cu mouse-ul în dreptul droselului, am dat click cu el și mi-a apărut acest cursor și îl duc undeva, nu știu, hai să zicem, în jur de sub 20, nu trebuie să fiți ca mine neapărat, trebuie viteza să fie un pic mai mică și aici, de la 100, îl duc undeva în zona asta, ca să pot să văd mișcare. Și dau, am dat play și dau acționare. Și să vedeți că se mișcă mai încet acum. Asta am vrut să văd. Dau întoarcere. Vedeți cât de încet se mișcă? Pot să urmăresc mișcarea și să văd ce se întâmplă cu fluxul de aer. Asta este ideea. Bun. Am terminat cu o schemă pneumatică. Haideți să vă arăt un pic cum e partea de defecte. Ca să înțelegem și partea de defecte. Iar partea de defecte, trebuie să opresc animația ca să pot stop, ca să pot să fac defecte, eu trebuie să introduc niște etichete de identificare ale componentelor. Adică, este acel fișier care vi l-am dat, eu vi l-am atașat la prezentare. Dau dublu click pe cilindru. Și în zona de identificare, aici mi-apare un semnul întrebării și 500. E, în standard, actuatorii se notează cu MM. Ăsta o să-l notez MM1. Am scris MM1 și am dat OK. La fel pentru cilindrul al doilea, dau dublu click pe el. Dublu click. Și aici, în câmpul de identificare, îmi dau MM2. Confirm iar cu OK. Dau pentru partea de
distribuitoare în standardul modificat din 2018 îmi arată că este QM identificat, aici ai 1 distribuitor. Cel cu acționat manual în standard îmi arată că este un SJ1. Se numește EJ și ăsta iar un EJ2. Asta e o convenție, această denumire standardizată. Ea a fost până acum 2 ani altfel simbolizată, altfel numerotate. E bine să fie respectată. Nu prea contează foarte mult în schema, în simularea mea, să țin cont de asta, dar dacă tot vreți să învățați corect simbolizarea și numerotarea, ar trebui să vă obișnuiți cu această terminologie. Bun, dacă nu știți, cel mai simplu metodă de a vedea această terminologie este alta. Este în didactic, dau click pe el, am circuite pentru exerciții TP. Da? Dați click pe el. Și vi se deschide o fereastră, la mine este în pagina primul display principal, cu o serie de exerciții predefinite. Aici este diferența între ce aveți voi ca home și ce am eu ca complet. Fiindcă la dumneavoastră mai apare în această fereastră un MATLAB. La mine nu mai este MATLAB-ul ăla și era destul de util la un moment dat. O să vă arăt după aia și cum e. Aici puteți vedea niște exemple și dacă luați pneumatică de bază, dați click pe ea, veți o groază de circuite. În partea de jos am un zoom astfel încât să le văd mai bine. Da? Mă ajută la un moment dat să învăț simbolizarea. Pe normă americană, pneumatică avansată, sunt predefinite circuitele, de la simple mai la complexe, electropneumatică, de la simple la complexe, cu graph set, am partea de senzori în pneumatică, acționări pneumatice, deci fiecare, să zic eu, zona de tehnică de este acoperită printr-o serie de exerciții. Partea de hidraulică proporțională, inclusiv pneumatică avem proporțională. Merg până la partea de automotiv, partea de tehnologia curentului continuu, curent alternativ și așa mai departe. Deci aveți niște exerciții predefinite astfel încât puteți să le vedeți aici cum funcționează. Unele din ele o să mai ajungem aici și să vedeți. Ideea de ce vi le-am arătat, că aici vedeți simbolizarea și puteți să vedeți. Bun, dacă eu dau dublu click acum pe el, mi se deschide și vedeți MM1, QM, SJU, deci acele identificări sunt trecute conform standard. Închid asta cu X-ul de aici și revin din nou la schema mea. Da, am dat denumiri, mai puțin asta, puțin mă interesează. Hai să vă generez niște defecte, să vedeți cum pot să generez o astfel de defecte. Da? Ca să generez defecte, mă duc în tabul de diagnosis și dau click aici. În partea de jos am Manage Failure Configuration și dau click pe acest tab. Mi se deschide fereastra și dau nou. Aici deja îmi clipește mouse-ul ca să-i dau un titlu. Neapărat trebuie să-i dau un titlu și să zic defecte. Aici pot să inserez ce tipuri de defecte. Vedeți, dacă eu nu puneam simbolurile, nu mi-apărea nimic. Dacă am pus simbolurile, atunci mi-apar aceste simboluri, aceste echipamente. Îmi apar aici și pot genera niște defecte. De exemplu, acum nu am definit acele drosele de cale și nu pot să introduc un defect pentru drosele de cale. Teoretic ar trebui să dați etichete la toate componentele din schemă, astfel încât să apară aici în zona de componente și să generați defecte pentru toate. Hai să vedem, mergem acum cu cilindru, cu dublă sau cu simplă acțiune. Cum generez? Dau click pe el și am săgeata și îl import. Ca și componente defect.
Hai să mai spun ventilul ăsta de aici. Și pentru ăsta vreau să-i generez niște defecte. Ăsta cu dublu acțiune. Și la ăsta vreau să-i generez niște defecte. Vreau să-i generez defecte și la ăsta. Hai să zicem la ăsta, că ăsta la altul seamă. Da? L-am importat în zonă și aici pot să aleg ce tip de defect. Pentru cilindrul ăsta cu simplă acțiune, dacă dau click pe săgeată, pot să-i dau, uite, o scurgere internă. Pentru ventilul ăsta, să-i dau o scurgere între 1 și 3. Pentru cilindru cu dublă acțiune, pot să-i dau cu high friction. Pentru ventilul celălalt, hai să-i dau un piston blocat. Da? Bun. Confirm lucrul ăsta. Softul mă lasă la un moment dat, asta îl ajută pe instructor ca să dea o parolă, astfel încât studentul să nu poată intra în meniul respectiv și să vadă ce tip de erori a generat profesorul. Nu, profesorul dă o parolă aici și uite, dau o parolă și pun 1, 2, 3. Da? Și dau OK. 1, 2, 3, o confirm. Și acum eu am schema, ca instructor să zic, am introdus o eroare. Încep să o generez și în Failure Configuration acum, dau click și pau partea de defecte și dau animații. Și acum am intrat în defect. Eu vă pun ca și, voi ați făcut ca și student schema și eu zic ok, am generat defectul și acum zic ok, arătați-mi că funcționează. Mi-a apăsat pe buton cum ați făcut înainte și nimic nu se mișcă. Da? E, dacă nu introduceam parola, voi ați fi putut să faceți didactic, diagnoză, vedeți, e inhibat. Deci eu nu pot acum, ca student, să văd ce a introdus domn profesor acolo ca defect. Da? Nu pot nici dacă dau stop și să mă zic diagnoză, manager failure configuration. Îmi cere parola. Deci eu nu pot să fentez instructorul dacă acesta mi-a băgat o parolă. Eu trebuie să dau parola aia 1, 2, 3 ca să accesez meniul și să văd mai departe ce a făcut domn profesor acolo. Deci acum am scos parola ca să nu ne mai blocăm în ea. Am generat defectul, dau simularea și dau acționare. E, haideți să vedem un pic la defect ce mi se întâmplă. Eu ar trebui să am aici o metodologie de depistare a defectului, astfel încât să mă uit pe schemă și să văd. Ce văd eu acum? Că deși înainte setasem o presiune de... Hai să dau un pic mai... O presiune de 6 bar și aici era 4 bar, dacă vă uitați acum avem o presiune de 1,6 bar. Deci la mine se întâmplă ceva pe traseu. Pierd aer, nu mai am 4 bar, am 1,6. Undeva în situația reală aș auzi că răsuflă aer pe aici. Eu nu am de unde să-mi dau seama. Ce pot să fac? Pot să măsor. Da? Am aici un iconiță în care scrie pe un element virtual, dau click pe el și zic, mă, ce aș vrea să măsor? Aici am presiune, fiindcă am apăsat pe buton și nu s-a întâmplat nimic. Poziționez pe furtunul ăsta, dau click pe el și îmi spune unde să duc aparatul. Și îl duc în stânga aici. Și îmi zice, uite, aici ai presiunea de 1,6 bari. Bun. Păi unde aș mai pierde eu presiunea? Aici. Aici s-ar duce în zona asta. Aici, ia, am presiune. Ia, iar iau un măsor. Vreau să măsor presiunea aici. Dau click aici și duc aparatul aici. Aici am 1,58. Cam aceeași presiune. Ia, aici. Aici ce observ? Dacă sunteți atenți, eu încep să analizez schema în detaliu. Nu stăm acum să o analizăm, dar pot să generez astfel de erori pentru scheme particulare și să le interpretez astfel încât să mă obișnuiesc în situația unei defecțiuni pe utilaj cu niște scenarii de astea și să știu cum să le interpretez. Eu când am dat drumul la animație, văd că cilindrul ăsta cu simplă acțiune s-a deplasat un pic aici. Bun, asta ține și de experiența mea, n-aveați cum să depistați din prima, dar am observat aici. Înseamnă că la mine s-a întâmplat ceva pe ramura asta. Și atunci hai să fac o măsurare de presiune. Măsor presiunea aici. Cât este? 1,5 ohm. Măsor presiunea aici. Dacă ăsta s-a deplasat, înseamnă că și aici trebuie să am ceva presiune.
Hai să măsor și aici presiunea. Nu că am luat ceva înapoi, dar am luat un... trebuie să... Am luat un... un... Aici vroiam... dau dublu click și mi-apare... Am șters ăsta de măsurare. Hai să mai șterg. Set measuring type. Ies un pic din animație ca să șterg aceste așa. Trasez furtunul. Că am pus o groază și rămân înapoi în zona de animație. Și văd că ați văzut, s-a extins și presiunea de aici. Vreau să măsor presiunea în zona asta. Mă duc cu PU, mă duc pe linie și duc aici. Mă încăpățânează să... 0,78 bar. E, deci, după cum observ, eu am aici o presiune, deși n-ar trebui, fiindcă portul ăsta e închis aici. Deci dacă aveam presiune, aici ar trebui să rămână, nu să treacă mai departe. E destul de mică, dar am o presiune. Eu, din experiență, aș presupune acum că între unul, portul ăsta de aici nu închide cum trebuie. Există scurgere și atunci aerul care vine din sistem iese pe zona asta, caută să iasă afară până 3, dar o parte din el se duce și pe portul 2 și ajunge mai departe aici. Adică dacă aș măsura presiunea la 3, o să văd o valoare de presiune similară cu aia de sus. Vedeți? Deci înseamnă că o parte din presiune mi se distribuie, odată iese în atmosferă, odată iese pe portul 2. Cum repar? Mă duc cu această cheiță, dau click pe ea și mă duc în zona acestui distribuitor și dau click pe el. Am posibilitatea să aleg lichici sau piston bloc. Dacă adaug lichici, o să vedeți că îmi dă că am făcut cum trebuie și dacă dau acționare, o să văd că o să înceapă să meargă după ce. Dar mi-a confirmat zona de defect. Asta e partea de defect. Bun. Haideți să oprim. Ies din zona de defecte. O să șterg aceste valori de măsurare care să mă ajute. Asta este ca să analizați din punct de vedere al funcționării și a unor posibile defecte pe sistem, ce faceți cu ea. Am văzut partea de defecte, hai să transform schema pneumatică în schema electropneumatică. Da? Este ok? Ați obosit? Traian, scuze, cum am văzut partea de defecte? Partea de defecte, încă o dată, cu click să apară să-ți alegi chestia cu lichid. Sus în diagnosis, dau click pe el și am Manage Failure Configuration. Și aici când dau click, după ce îmi definesc unul nou, eu acum le editez, să zic pe ăla. Aleg deci componente. E clar, ăsta le-am rezolvat, dar am pierdut exact pasul final când ți-ai ales tu ce fel de defect okay. Ai identificat acolo. Când am pus bifă pe distribuitor, ți-ai ales tu ce tip de defect era, ai găsit okay. Și... Uite, generez încă o dată partea de animație cu defecte ca să-l vedeți. Da? Lucrul nu funcționează, nu mai introduc acele măsurători nu, de nu, nu, curent, nu, direct. Așa. Faza eu acum aleg acest cheiță. Activate repair okay. Mode. Dau cheița, click pe ea, da. Rămân cu cursorul se schimbă în căiță și, de exemplu, dacă eu mă duc acum aici corect. Și aleg un defect, piston blocking, a avut defect, a fost ok. Dar dacă mă duc în altă parte, să zic aici, și nu dau scurgeri cum o setasem eu și iau piston blocking, vezi, el îmi spune X. Corect, și studentul nu poate să le ia să le testeze decât dacă are parolă? Da. Ca să vadă, da. El poate să facă la încercări. Exact cum am făcut eu. Bă, am venit aici, asta, din asta două care. O pun pe asta. Nu este. Ele pot să dispară la un moment dat, știi? Okay. Iar, să o alegi. Nu zic, nu se înregistrează nicăieri
opțiunile false sau opțiunile bune ale studentului. Important este o discuție în prealabil cu ei, metodologia de depistare a defectelor. Haideți să vedeți cum se depistează un defect, când s-a întâmplat așa. Și se analizează. Teoretic ar trebui pus pe un flipchart și să zic, bă, uite, s-a întâmplat la mine, am dat acolo și am văzut că s-a extins unul. Care ar fi cauza? Și fiecare putea să zică ăsta. Păi, ce rost avea ăsta să funcționeze? Ăsta. Și fiecare spunea pe flipchart partea de defecte. După care se lua fiecare opțiune a studentului și se demonta sau se vedea dacă a fost fundamentată să fie pusă sau nu. Sau cum verific astfel încât să o elimin din listele de posibile defecte și să ajung la cea adevărată. Știi că ai văzut, defectul la mine era între 1 și 3, fiindcă ăsta nu se, aici era scurgerea. Da? Dacă eu mă duceam pe ramura asta, ziceam, mă, ce treabă am cu ramura asta? Fiindcă teoretic, deși studentul poate să încerce, poate să facă click pe treaba și să vadă ce defecte sunt posibile și să-și aleagă dintre ele, da? El poate să le nimerească, cum e în cazul meu, dar la nimereala asta lui, la un moment dat o să-i zici, ok, justifico. De ce ai făcut așa? Și el acum e greu să o justifice dacă nu e conform realității, că apare scurgerea aici între 1 și 3. Bun, și dacă apare între 1 și 3, ce vine cu zona asta? De regulă, e bine să nu generezi, cum s-a întâmplat în cazul meu, să generezi multe defecte. E bine să generezi un singur defect. Adică în management failure nu trebuie să mă duc cu 7.000 de defecte. E suficient unul. Și să dau de aici, piston blocking. Da? Și atunci e mai simplu pentru el să meargă, să identifice un astfel de defect. Mă ajută să iau toate echipamentele și toate defectele posibile, astfel încât pentru un utilaj care eu l-am simulat în schemă, să stau într-o ședință de asta cu stafful tehnic și să analizez. Uite, mă, ce se întâmplă dacă cilindrul ăla se blochează. Uite, apare defectul ăsta. Uite cum îl putem remedia, uite care e simptomul. Nu vă mai duceți și reparați, nu știu, compresorul când defectul e la cilindru. Și se analizează în astfel de discuții tehnice, dar asta te ajută să înțelegi mai bine schemele. E clar, e limpede. Da? Mulțumesc. Ok, nu aveți pentru ce. Trec mai departe să zic în partea de transform schema asta într-una de electropneumatică. Bun. O puteam la un moment dat, ca să o vedeți un pic automatizată, să văd și cu graficele, cum generez graficele. Haideți să o fac un pic automată și să introduc niște senzori electromecanici. Haideți să vedeți cum introduc niște senzori. În primul rând, pentru a introduce astfel de senzori, ar trebui să mă duc pe cilindru, monitorizez mișcarea tijei cilindrului, dacă e extinsă sau retrasă, dau dublu click pe cilindru, așa. Și în tabule unde aveam component parametri, proprietăți desen, configurare cilindru și etichetă acționare, aici pun senzor. Și vreau să pun un senzor pentru cilindrul ăsta care l-am ales, dar nu la capăt de cursă, tiză retrasă, ci tiză extinsă. Atunci pot să zic aici, îl definesc cu BG1, ăsta este, mă duc aici, BG1, 1, unde începe capătul de cursă în zona asta de simulat, mă pot duce până la 100 de milimetri la cilindru și aici sfârșitul tot 100. Dacă îl pun, vreau la capătul retras, puneam 0 cu 0. Da? Ăsta era capătul. Ăsta este când se activează și când se oprește. De-aia se activează și se oprește când ajungi la capăt de curs. Și dau OK. El mi l-a pus undeva pe cilindru, fiindcă majoritatea senzorilor care știți sunt pe cilindru. Dar eu o să pun în locul BG1 nu un senzor de ăsta pe cilindru, că ăla e un senzor electric, o să pun unul electromecanic, cu rol. Dar ca să-l duc, dau click pe BG1, pe BG1 de aici și trag în afara cilindrului. Și dau drumul. Undeva în afară, nu trebuie să poziționez. Undeva în afară îl trag și mi-apare BG1 poziționat în afară.
mă duc pentru al doilea cilindru. Dau dublu clic pe el. La fel, în tabul de etichetă acționare, îi dau un BG2, BG2, și îl dau și pe ăsta la capăt de curs. Vedeți, nu mai pot să-i pun 100, fiindcă maxim am 50. Cilindrii cu simplă acțiune, nu, cursa maximă, de exemplu, la Festo este de 80 de mm. Foarte puțini au cu cursă de 100 de mm datorită caracteristicii arcului. Deci, dar de regulă, cilindrii cu simplă acțiune sunt cu cursă până la 50. Dau OK. La fel, vreau să-l mut în afară. Îl trag în afara desenului, l-am poziționat. Acum haideți să îi pun în schemă. Ca să-i pun în schemă, ar trebui ca să schimb un pic funcționarea distribuitoarelor de aici. Și în locul arcului să pun un senzor. O să vă explic mai departe cum am făcut ca să-l modific. Dublu clic pe el. Mă duc la configurație ventil. Și în locul arcului, care l-aveam aici, o să văd arcul. Debifez și văd că dispare. Pun unul tot pneumatic, exact cum a fost în stânga, pun și în dreapta. Și dau OK. Vedeți, se schimbă. Și butonul de aici, vreau să dau dublu clic pe el și în loc de buton îl fac. Pot să las și butonul dacă vreți, ca să, în cazul în care, să zic eu, e blocat ceva, ca să verific blocarea, pot să acționez manual. Dar de obicei nu prea întâlnești distribuitoare din acestea pneumatice cu buton. Sunt alea electropneumatice cu buton. OK. Dau OK. Și acum vreau să introduc acești senzori în schemă. Senzorul ăsta îl aleg ca atare în hiba asta și aleg niște valve mecanice. Mă uit aici în valve mecanice. Aici am niște posibilități să aleg niște valve mecanice, ține într-adevăr de experiență și de obișnuință. Aleg această valvă mecanică, dau click, țin butonul stânga apăsat și o trag în schemă. Ține foarte mult de experiență ce tip de valvă am ales. Puteți să trageți mai multe valve de-astea cu rolă, că să am 1, 2, 3 tipuri și să vedeți, mă, dar de ce a ales-o ăsta așa, normal închisă și nu pasta, normal deschisă. O să vedeți în funcționare de ce. O conectez și pe aceasta, duc la portul 2, duc la alimentare cu aer, undeva aici. Trebuie să definesc eticheta, să știu cine este distribuitorul ăsta cu rolă. Ăsta, de fapt, este BG1. Și mă duc aici pe rolă, în dreptul rolei, și dau dublu clic pe ea. Și aici pun, scriu BG1. BG1. Și dau OK. Fac la fel pentru BG2. Dau click, țin apăsat, îl trag în zona de lucru, cu 2 fac conexiunea, cu unul îl aduc aici și îl scriu dublu clic pe rolă, da? Nu pe el, că dacă am dus aici n-am cum să-i pun. Deci pe rolă și dau BG2. BG2. Ăsta este standardul de simbolizare. Și acum hai să dau o acționare să văd ce se întâmplă. Play. Stai să opresc, să ies din zona de defecte. Dau click și aleg nimic ca să nu mai fie defectul. Start și dau acționare pe buton. Și acum văd ce se întâmplă cu mișcarea. Ajunge la BG1. BG1 se face senzorul de aici și a făcut retragerea. Da? Eu aș fi vrut acum ca cilindrul, când ajunge la BG1, să dea comandă la ăsta. Deci, cu alte cuvinte, senzorul acesta BG1 nu trebuia să se ducă la distribuitorul ăsta, trebuia să se ducă aici. Și fac modificarea asta. Șterg ăsta aici, ăsta aici, astfel încât de aici să se ducă aici și de aici să se ducă aici. Ca să nu se întrepătrundă liniile, mă duc și trag un pic mai jos ca să fie asta. Și dau play. Hai să vedem că s-a modificat. Am acționat, s-a dus la capăt de cursă, s-a extins celălalt
și se retrag. Bun. De ce am vrut să fac chestia asta? Ca să această acționare semi-automată, ca să vedeți cum și generez și niște grafice. Să văd mișcarea senzorilor, cum aș putea urmări. Generarea graficelor se face destul de simplu, este foarte intuitivă. Mă duc în partea de jos, în zona de diverse. Și dau click. Da? Înainte ca ar trebui să trag asta, diagrama stări. Ca să trag acest simbol în zona de lucru, trebuie să am spațiu undeva. Și atunci o să micșorez un pic ecranul și trag această diagramă de stare în zona de lucru. Da? După ce a stat diagrama de stare, acum în diagrama asta de stare trebuie să puneți ce vreți să monitorizați. Este foarte simplu. Vreau să monitorizez cilindri, mișcarea cilindrului. Dau click pe un cilindru, țin butonul stânga de mouse apăsat și îl trag în schemă, în diagramă. Și dau drumul acolo. Când am dat drumul, mi-apar ce vreau să monitorizez. Eu pot să monitorizez și viteza, și accelerație, și forța arcului. Să zic că le monitorizez pe toate. Și le-am pus aici. Deja mi s-au tras singuri. Vreau să pun și al doilea cilindru. Dau click butonul mouse și îl trag în schemă. Și îl pun și pe ăsta aici. E, trebuie să am grijă acum să-i pun o altă culoare. M2-ul ăsta de aici are o altă culoare și pot să-i pun, nu știu, o să vedem după aia, îi selectăm o altă valoare. Dau OK acum. E, haide să dăm un zoom ca să vedem mai bine ce am făcut noi aici. Eu un amalgam de informații și s-ar putea să nu fie utile. Ca să pun doar informațiile utile, o să dau dublu click pe schemă și nu mă interesează nici viteza, nici accelerația, nici forța, nici forța arcului, doar poziția. Ca să fie ușor de înțeles schema. Da? Și dau o să pun 1 la 1 ca să pot să văd și schema și și o să trag graficele. Și dau play. Dau acționare. O să văd că se mișcă. Dau acționare. Și atunci se trasează graficele în timp real. La fel se pot face grafice cu toate echipamentele din sistem. Bun, dacă nu mi se pare că nu se poate citi, pot să-i dau nu 1 la 10, ci 1 la, hai să zicem, 3. Ca să văd ce se poate întâmpla. Dau OK. Și vin în zona respectivă să fiu mai ușor, să poată să citească mai ușor. Și dau o iar play ca să vedeți. Acum graficul e un pic mai vizibil. Asta e o diagramă de stare. Diagrama asta de stare era cerută în documentația tehnică până în 84. Acum această diagramă de stare este înlocuită cu graph set-ul. O să vedeți cum arată un graph set și o să-l facem și noi la un moment dat. Bun, pot să trag orice simbol care vreți. Dacă vreau să urmăresc starea lui acestui limitator, dau click pe el și îl trag în grafic și dau drumul. Și mi-apare și starea acestui imitator. Dar fiind faptul că eu nu l-am botezat aici, el nu mi-apare. Dacă îi pun, să zic, un SJ3, mi-apare denumirea lui. Da? Deci eu pot în felul ăsta să-l văd în grafic, pot să trag și să analizez starea în orice moment de timp a fiecărui element. Ca să văd, mă, e acționat, nu e acționat, la ce mă ajută astfel de diagramă? La depanare. În momentul, de exemplu, în care cilindru 1 este extins, trebuie să îmi dau seama
că cilindrul 2 este retras, iar starea lui limitatorului ăsta electromecanic, când e aici, nu la cap de cursă, vedeți, aproape de cap de cursă, este neacționat. Când ajunge undeva la cap de cursă, sus în vârf, atunci el va veni acționat aici, poziția 1. Deci se schimbă starea. Și atunci eu pot să mă, când cilindrul este extins, ăsta cum trebuia să fie, acționat sau neacționat? Alt cum trebuia? Și pot să depanez sistemul uitându-mă pe această diagramă. Da? Asta este avantajul unui astfel de diagrame, mă ajută la depanare. Bun, am făcut schema, am făcut graficele, am zis să transform această schemă pe care am făcut-o într-una electropneumatică. Ca să nu pierd vremea, ce ar trebui să fac? Ar trebui să schimb funcțiile acestui distribuitor. Acum era pneumatic, în electropneumatic. Dau dublu click pe el și atunci în configurația ventil, în loc de pneumatic, aleg această bobină. Și aici aleg bobina. Ca să fiu așa mai catolic decât papa, ar trebui să-i pun și o acționare, un pilot. Ăsta e simbol de pilot. La fel, nu o să intru în detalii, o să vă spună colegul meu Marț care este avantajul unui pilot. Și o să-i pun o acționare manuală, ca să fiu, în sens, cum am zis, mai catolic decât papa și să am o reprezentare a simbolului cât mai reală față de ce se întâmplă în realitate. Și am schimbat distribuitorul, îl schimb și pe acesta tot într-unul cu acționare electrică, astfel încât în zona de configurație ventil aleg acest pneumatic, acest acționare și un simbol de manual. Restul păstrez. Da? Deci după ce ați modificat, în principiu așa ar trebui să arate schema pneumatică. Nu mai am nevoie de aceste butoane, de acești limitatori, îi șterg din partea asta ca să îi aduc, șterg și punctele astea ca să nu dau click pe punct. Dacă cumva ați dat click pe asta și a șters-o, o faceți înapoi, nu e nicio problemă. Deci nu e posibilitatea. Dacă vreți să reveniți, aveți partea de anulare ultima acțiune, sus. Găsiți iconița clasică. Da? Bun. Asta a fost o schemă. Hai să-l optimizez un pic și să duc un pic mai sus toate lucrurile astea și sursa de aer să o duc un pic mai sus, fiindcă trebuie să completez, așa cum spuneam, schema pneumatică cu schema electrică. Asta înseamnă că am nevoie de simboluri de acționări electrice. O să inhib tot ce aveam cu partea de pneumatică, da? Și să mă duc, click pe zona electrică. Mă duc pe standardul internațional și am nevoie în primă fază de linie de 24 de volți. Da? Să micșorez un pic ca să am și loc unde să fac aici. Bun, hai să vedem partea de alimentare. Mă duc în tabul de alimentare cu energie, deci încă o dată ca să vedeți de unde am obținut toate astea, dacă vă e mai ușor de aici, mă duc în zona de acționare electrică, dau plus, în plus, merg mai jos, aleg 24 de volți, click, jos, să merg un pic mai repede, că deja ne-am întins, și să nu devin plictisitor, am tras zona de 24, zona de 0 și acum încep să pun componentele. Hai să pun BG1. BG1 e un senzor. Ce fel de senzor vreau să-l pun eu? La mine era înainte electromagnetic. Dar o să pun un senzor RID. Senzor RID, adică se montează cum e în realitate pe cilindru. Așa vine. Eu l-am tras un pic ca să se vadă mai bine și să nu se încurce simbolizarea. Găsesc aici senzor. Pot să pun un orice tip de senzor vreau eu. Bun, hai să zicem prima dată un senzor din acesta magnetic și îl fac conexiunea. Asta încât 1 îl duc la 24, 3 îl duc la 0 și zona de aici o să-l duc la un moment dat să-mi alimenteze, nu fac comandă directă să se ducă către bobină de aici, îl duc către
un releu, ca să utilizezi mai multe componente și să vă obișnuiți cu scheme. Ăsta e simbol de releu, îl trag în zona de lucru și îl conectez și pe acesta la senzor. La 4 și la schemă. Bun. Cum îl conectez? Asta, într-adevăr, ține un pic de experiență. 1 și 3 trebuie alimentate, 1 la 24, 3 la senzor la 0, iar 2 este unde este semnalul. Este un senzor PNP în care în zona de 4 este pus 24 de volți. Deci 24 de volți de aici, când senzorul este făcut, este dus pe acest fir. O să-l vedem și în animație. Iau BG2. BG2-ul, al doilea senzor, dacă pe ăsta l-am luat magnetic, iau și îl pun pe ăsta un senzor inductiv. Îl pun și pe ăsta în schemă, îl conectez la fel la zona de... hai să dau mai un pic ca să fie mai clar. Îl conectez 3-ul la 0. La fel fac și cu ăsta și îl pun la un releu, doar de dragul de a complica un pic schema. De regulă, complicația asta care o fac eu respectă și realitatea. Ce ar mai trebui acum? Să îi definesc pe acest senzor, da? Deci, acesta am zis că este senzorul de capăt de... Imediat, este senzorul de capăt al cilindrului ăsta, BG1. Deci, hai să-l notez, dau dublu clic pe el și notez aici în identificare ca BG1. Ăsta îl notez ca BG2. BG2. I-am dat OK. Ar trebui să numerotez orice componentă, trebuie numerotată ca să poată fi identificată de soft. Releul ăsta, conform terminologiei, se notează cu capa F1. Înainte, într-o versiune un pic mai veche a softului, dacă nu foloseam numerotarea corectă, nu puteam să fac, conform standardului, nu puteam să fac generarea de erori. Deci nu mi-apărea componenta în lista de când generam erori. În versiunea mai nouă văd că pot să denumesc și componenta nestandard. Să zic releu. Vreau totuși să fim un pic riguroși ca să păstrăm terminologia. Deci, KF2, am notat și pe acesta. Bun, merg mai departe și am nevoie de un buton ca să pornesc instalația. Dau mai jos și avem buton aici. Îl iau și îl pun în sistem. La fel, nu-l duc direct în distribuitor și duc și pe acesta într-un releu. Și îl pun în dedesubtul butonului. Dacă l-am poziționat pe aceeași linie, mi se trage automat linia. Dacă nu, s-ar putea uneori să vă încurce și să-l poziționați, atunci o trageți dumneavoastră între A1 și 4. Da? Duc mai departe. Duc și aici. Ups, 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 ups. Ok. Și am pus. Ăsta îl definesc ca denumire iar. Hai să zicem buton. Buton pornire, ca să vedeți că pot să am toată denumirea. Ăsta e la ordine KF3, KF3. Ok, am definit. Ce mai trebuie acum? Să fac mișcarea. Deci, când am apăsat ăsta, butonul de pornire, s-a făcut releul KF3. KF3 ăsta ar trebui să dea, am văzut noi că atunci când am apăsat butonul, a plecat cilindru. Dacă a plecat cilindru, înseamnă că s-a alimentat
bobina asta. Trebuie să comute distribuitorul aerului din 1 să ajungă pentru zona 4, să ajungă aerul în partea din spatea cilindrului și să meargă. Ca să numerotez bobina, trebuie să o identific. Dau click pe cerculețul de lângă bobină de aici, dau dublu click pe el și dau o denumire. O să vedem că aici nu avem nimic, dar o să dau denumirea la bobină, se numește MB1. Asta e terminologia. Haideți încă o dată să văd unde anume dau eu click ca să vă fie clar. Deci aici, în cerculețul ăsta. Dublu click. O să dau pe el. Da? Și dau MB2. MB2. La fel și aici și spun MB3. MB3. Puteți să-i ziceți bobină 1, bobină 2, bobină 3 și așa mai departe, dacă vă e mai intuitiv pentru dumneavoastră. Acum, ar trebui ca contactul releului de aici să-mi acționeze bobina de aici. Da? Și asta ce? Puc un contact, mă duc mai jos și caut, îmi zice aici, închizător. E un contact de releu, îl poziționez în schemă, îi dau drumul și contactul ăsta îl dau dublu click și îl identific. Vedeți aici la componenta de bază, dacă dau jos, îmi spune ce tip de contact este și zic este contactul relevului KF3. L-am ales și am dat OK. Și mi s-a pus aici indicația. Îl alimentez 24 și aici ar trebui să pun simbol de bobină, adică MB1 ăla. MB1, simbolul de bobină, ăsta este. Este terminologia, este standard, ține de obișnuință. Puteți încerca mai multe, dar dacă întâmpinați, solicitați-mi suportul și vă ajut în a identifica mai simplu componente. Trebuie să-i dau etichetă, dau dublu click pe ea și aici ar trebui să-i dau MB1. Merg mai departe. În fața asta eu chiar pot să-i dau o simulare. Hai să vedem. Să văd ce se întâmplă. Un pic. Așa. Și dau play. Hai să vedem ce se întâmplă. Vedeți? Deja sunt alimentați senzorii, butonul de pornire, cilindrii sunt extinși. Dacă apăs pe buton, o să apară linia asta cu roșu. Se alimentează releul și contactul releului ăsta se închide, astfel încât MB1 se alimentează și o să văd că cilindrul se extinde. Hai să vedem se întâmplă lucrul ăsta. Vedeți? Acum, dacă mă uit pe schemă, s-a făcut BG1, vedeți, a comutat senzorul ăsta și săgeata mi arată că s-a mișcat senzorul și merge să-l alimenteze releului KF1. Care releul la mine KF1, ce ar trebui? Un contact al lui ar trebui să mi-l acționeze pe ăsta. Deci eu ar trebui să fac în linia asta un contact care să aibă eticheta KF1 și să se ducă mai departe către o bobina MB3. Hai să opresc animația și să completez schema cu lucrul ăsta. Revenim un pic la schemă ca să fie mai ușor și să fie mai vizibil și merg. Deci am zis că pun un alt contact, îl aduc aici, aduc o bobină, îl pun în zona de aici, fac legăturile. Și îl notez pe ăsta, dublu click pe el și am zis că este KF1. Este de aici senzorul ăsta. Reacționează contactul și acționează ăsta, este MB3-ul. Aici, MB3. Bun, hai să-l termin și ultima zonă, tot așa, ca să nu mă mai întorc și o să o explicăm. Un alt contact, care este contactul relelui KF2, va acționa bobina MB2, ca asta mai lipsea. Da?
Am dat. Îl notez dublu click pe contact. Am anulează, am dat pe conectică. Aici este cafe2-ul. Lipsa și ăsta este MB2. MB2. Gata. Și voilà schema. Hai să vedem. Aici. Dau un pic. Hai să încadrez mai bine. Și să dau play. Apăs butonul de pornire. Și mă uit să văd ce se întâmplă. Deci ce am făcut puțin mai devreme cu pneumatica, am făcut-o și electric. La fel, ca și în cazul precedent, pot și aici să generez defecte. Vreau să vă arăt că lista se poate extinde. Diagnosis, Manage Failure Configuration, tot pe defectele care erau înainte, dau un editare. Și aici vedeți, mi apar releurile. Releu, releu, releu. Deci înainte nu era și pot să-l adaug. Releu. Și aici poate să-mi spună, aud, e întrerupt, e scurt circuit, nu este permanent conectat, conectează aleatorul și așa mai departe. Deci și aici pot să generez la fel cu echipamentele introduse erori. Vedeți, spuneam că în versiunea în versiunile anterioare ale softului, dacă nu era numerotat conform standardului, mie nu mi-apărea. Nu mi-a apărea echipamentul. Aici chiar mi-a apărut butonul. Buton pornire. Mi-a dat. Este o facilitate care te ajută chiar dacă nu știi denumirea conform standardului, identificarea componentelor conform standard, să poți să faci niște simulări de erori. Da? Deci, după cum vedeți, am făcut și o schemă pneumatică. Dacă vreți, la un moment dat, vă ajută, uneori ajută astfel de lucruri. De exemplu, sub fiecare releu ar trebui să am și niște contacte. Atunci ar trebui să am în partea de vedere, cred că este, afișează imaginea contactelor. Dacă dau click pe ea, pe bifă, să vedeți, mi-apar aici și îmi spune, mă, vezi că în linia 1 și în linia 4 ai contact. Linia 4 la mine era aici. Asta e linia 4. Ai un contact normal deschis a releului cafe 1. Cafe 1, dacă mă uit aici, un contact al releului cafe 2 se află tot în linia 4, în linia 4 de aici. Deci o setare la mine, fiindcă se repetă liniile. Și n-ar trebui să se repetă, n-am setat corespunzător de unde încep. Sunt detalii. Bun, am văzut lucrul ăsta cu schema electrică, vă trec repede să vedeți cum e cu PLC-ul, ca să nu fie, e foarte ușor modernizarea de aici și pe aia o să vă arăt și niște scheme simple electrică luate din librării și electronică, ce facilități am. Deci, ca să merg la zona de PLC, ar trebui un pic schema asta electrică să o modific. O să o las și pe asta, dar o să inserez un PLC. Cum inserez un PLC? Mă duc în simboluri, în zona de, nu zona de diverse, de tehnologie digitală. Aici avem simbolul, modul digital. Dau click pe el și îl aduc în zona de desen al meu. Acum eu trebuie să fac zona asta de PLC. Practic, percând de la schema electrică, ar trebui să fac conectarea echipamentelor la intrările și ieșirile PLC-ului și după aceea să fac programarea lor. Haideți să vă arăt cum se face, nu este foarte complicat. O să fac doar zoom pe această zonă. Și atunci o să pun partea de 24 de volți iarăși la să alimentez PLC-ul. 24 de volți. Hai să o pun undeva aici, 0 volți. Da? Mă duc, alimentez PLC-ul 0 volți, 24 de volți.
ar trebui să pun acum butonul care l-aveam, butonul de pornire, de aici. O să șterg asta și o să-l iau efectiv de aici ca să mai... Butonul ăsta, acesta de pornire, ar trebui să alimentez cu tensiune... Asta că l-am dus la altă ieșire. Să-l alimentez aici și să-l duc la intrarea I0 a PLC-ului. Da? Apăs butonul de pornire, la mine automatul programabil e o cutie de relee, cum ar veni, și comută, vedeam, KF3-ul care la un moment dat contractul lui mi-a acționat MB1. Deci ieșirea la un moment dat este MB1 la mine. Asta ar însemna că MB1 de aici ar trebui, iar s-a conectat aiurea, ar trebui să-l duc în ieșirea 0 a PLC-ului. Și aici a făcut. Astfel încât 24 de volți mergea în PLC și PLC-ul intrarea o arunca la ieșirea 00. Să-l activeze pe asta. Merg mai departe. Senzorii. Hai să vedem cum conectez senzorii. Iau senzorul, primul senzor ăsta, BG1. Da? Și să-l pun la intrarea I1, cu imediat următoare. Iau BG1, îl duc undeva un pic mai sus ca să nu mă încurce pe mine. Ce trebuie să mai fac? În prima dată trebuie să alimentez senzorul la 24 de volți și ar trebui semnalul 4 să-l duc ieșirea la intrarea I1, da? Iar 3 să-l duc la 0 volți. Ca să nu-l duc aici și să fac tot felul de linii, mai trag un 0 volți în zona asta și îl duc 3-ul aici. Și am alimentat senzorul. Da? Ieșirea 2 ar trebui să se ducă dată de senzor, era KF1, KF1 se ducea la MB3. Deci aici ar trebui să pun un senzor I1, un MB3. Hai să vedem ce cum îl punem. KF1 ăsta era MB1, da, și ăsta este MB, să șterg relele, așa. O să vedem, n-are importanță cum le conectez, fiindcă în program eu pot să fac asocierea corespunzătoare. Iar se încurcă astea, să le trag un pic mai jos. Ok. Bun, mai am senzorul următor. Acesta. O să șterg toate liniile astea de aici ca să nu ne mai încurce. Îl aduc toată schema ca să lucrăm undeva mai centrat. Și pun senzorul al doilea. La fel și pe ăsta trebuie să-l alimentez la 24 de volți. Trebuie să-l duc la 0 volți, 3-ul, iar 4 să-l duc la intrarea I2. Da? Ăsta trebuie să mai acționeze MB3-ul, care l-am șters, cred. Nu e nicio problemă, îl mai aduc aici încă o dată. Îi dau un MB3, MB3. Dau OK și leg la intrarea Q2 este aceea. Un pic mai jos ca să-l văd. Așa. Bun. Am făcut legarea electrică a componentelor la PLC și acum ar trebui să fac programarea. O programare simplă de aici ar trebui, am apăsat pe buton, s-a făcut MB1, după care intrarea dată de la senzor BG1, care este intrarea I1, ar trebui să-mi acționeze, era MB3, ar trebui să-mi acționeze Q2-ul și mai departe vedem. Dublu click. Cum fac programare? Programarea fac dublu click pe PLC. Mi se deschide această fereastră și în fereastră fac partea de editare.
Și în partea de editare am intrările și ieșirile. Ce m-ar fi ajutat pe mine, și aici din punct de vedere a utilizatorului pot să zic că am și o părere un pic critică față de soft, aș fi vrut să mut un pic fereastra asta ca să văd și schema și să-mi fie mai ușor să fac conexiunile între intrări și ieșiri. Din păcate nu prea am cum. Atunci, într-un fel, fie o am în altă pagină, fie am schema separată și mă notez. Dar eu am zis că I0 se duce la I1. Da? După care I1 ar trebui să se ducă la Q2, din câte țin eu minte, și I2 la Q1. Duc un pic mai jos ca să fac diferența și ăsta să se ducă aici. Asta e o programare. Așa am făcut, spre exemplu, programare. Și hai să vedem dacă funcționează. Dau înapoi. Ăsta este PLC-ul. Dau play. Există conectori deschiși electrici. Fac o misiune de lucru ăsta. Ar trebui să văd și cilindru. Nu s-a acționat nimic deocamdată. Hai să văd, să apăs pe buton. E și normal, e bine. Ăsta era un conector deschis, de-aia nu pot de aici decât să dau un zoom un pic mai mare și să șterg ăsta, că mi-a veneau. Și acum dau play. Nu iau în considerare niște avertizări care, ok, sunt din nerigorizitatea cu care am făcut eu schema. Și acum hai să văd ce se întâmplă. Dacă apăs butonul de pornire, cilindrul s-a extins, a ajuns la capăt de cursă, s-a extins și celălalt, să reîntorc. Dacă eu, de exemplu, aș vrea să schimb programul, în interiorul lui eu pot să, o să vă arăt exemple cum se creează programe mai complexe. Dar, de exemplu, eu acum vroiam ca senzorul de aici să nu-mi dea comandă să se extindă BG2 și să-mi dea comandă în MB2. Asta înseamnă că nu trebuia să se ducă la intrarea dublu click. Hai să vedem. Nu trebuia să se ducă la intrarea Q2, sau pun să se ducă la intrarea Q1. Dau editare și șterg ăsta și fac doar asta. Ia să vedem. Dacă I1 se ducea la Q1, ce se întâmplă? Și dau înapoi. Ok, dau animație. Și dau iarăși acționare. Țin mai mult apăsat. Încă n-a ajuns la capăt. Acum a ajuns la capăt de cursă. Și vedeți, se întoarce. Deci eu teoretic am schimbat programul și s-a întâmplat. Dacă eu mai puneam un senzor aici de capăt de cursă, puteam să zic când ăsta e activ, atunci mi-a activat și pe celălalt și atunci a plecat. Deci pot să fac astfel de exerciții și de exemple. Găsiți exemple, dacă vreți, în didactic, în circuite pentru exerciții. Mă duc la zona, hai să înhib aici și să mă duc la pneumatică nivel logic. Da? Am asta. TP201, electropneumatică, nivel de bază logic. Și aici am o groază de exerciții făcute. Da? Nu știu. Uitați, unul și cu grasă. Dau dublu click pe el. Dau și pe program. Uitați, e un pic mai complicat. Da? În care am RS, am 1, am blocuri logice. Nu știu ce reprezintă. Mă duc simplu. Bun. Ce reprezintă RS-ul? Nu știu. Hai să mă duc în schemă. Anulează. Mă duc în blocuri logice. Tehnologie digitală, ci cred că era mai sus. Ia să le inhib eu pe toate ca să le găsesc. Aici era. Și ziceam că nu știu ce înseamnă RS. Da? Îl atrag aici și văd, ia să dau didactic component description. Și văd aici RS. Este input S, set output Q, another input R, reset. Deci îmi spune practic
care sunt posibilitățile de setare sau resetare, de activare sau dezactivare a intrării sau ieșire, ce se întâmplă cu blocul logic. Da? Și am o descriere astfel încât dacă nu știu, pot să văd despre fiecare componentă ce trebuie. Care este stadiul vostru? E ok? Ați ajuns până aici? A fost greu? Eu mă bazez pe faptul că ați mai rămas. Am văzut, am văzut. Am trecut mai repede, am zis să treceți prin anumite funcții ca să le vedeți ce și cum. Pot să fac simularea și între un PLC fizic și o schemă făcută de mine aici. Dar atunci voi utiliza, când vreau să fac interconectarea unui PLC fizic cu schema de aici, mai am nevoie de o altă componentă, se numește un Easy Port, a cărei interfață este aici, și după ce o trag în zona de lucru, ea va face conexiunea. Este o librărie care are în spate o posibilitate de comunicare. Dacă dau dublu click pe ea, îmi zice comunicare cu Easy Port, îmi zice OPC, conectare cu un server OPC, și printr-un server OPC pot să comunic cu un PLC extern să fac lucrul ăsta. Intenționez să fac cât mai repede un astfel de curs, să vedeți cum conectez fizic un PLC 1500 la o schemă făcută în FluidSim și cum pot să învăț lucrul ăsta. Dar există și alte posibilități de a învăța programarea PLC cu softul Siros. L-am trimis către mulți dintre dumneavoastră, astfel încât pot să văd de acolo cu un PLC simulator de PLC, să învăț acolo programarea și cum funcționează. Există și animații pe YouTube și puteți vedea foarte, foarte simplu cum se realizează, dar le vom transpune și noi. Dar fiind faptul că ne-am lungit foarte mult, haideți totuși să vă arăt și ce înseamnă circuitele electrice. Da? Cum pot, ce pot să mă fac cu ele, cum să mă pot juca. Am de la noțiuni de bază de, nu știu, legea lui Ohm, legea lui Kirchhoff, cum influențează fiecare, să zic eu, rezistența, curentul, cum se influențează unul pe altul și ce se întâmplă, pot să iau fiecare schemă și să dau click pe ea și să fac acționare și să văd ce se întâmplă. Bun, pot să iau de aici și să măsor un curent și o tensiune. Da? Măsor tensiunea aici, aici, aici. Da? Măsor iar o tensiune aici, aici și duc aici, da? Și atunci pot să văd, mă, uite, tensiunea de aici este suma tensiunilor din partea asta, să văd. Dacă schimb rezistența, ce se întâmplă? Da? Cu tensiunea. Și pot să meargă în partea de calcul ca să vadă că, într-adevăr, tensiunea este valoarea corespunzătoare rezistenței modificate. Da? Deci mă pot juca astfel încât să văd lucrul ăsta. Pot să merg mai departe cu alte funcții, le aveți, inclusiv cu zona, ajută foarte mult în zona de pneumatică sau hidraulică proporțională, tot în didactic, în circuit preview, merg mai departe și să iau, nu știu, curent alternativ dacă vreți. Hai să vedem în zona de curent alternativ o schemă de genul ăsta, cu niște osciloscoape. De ce vreau să pornim lucrul ăsta? Deoarece reprezentarea unui osciloscop este foarte intuitivă. Da? De aici. Și pot să modific la un moment dat valorile rezistenței. Să mă uit ce se întâmplă cu curba pe osciloscop. Da? Pot să mă uit la generatorul de semnal și să-i schimb frecvența. Să mă duc cu o frecvență mai mică. Atunci să mă uit cu curba ce se întâmplă, da? Parcă joacă breakdance. Cu amplitudinea, la fel. Deci pot să mă uit
cu fiecare parametru al generatorului de semnal și să văd ce se întâmplă. Cu rezistența la fel pot să văd ce se întâmplă cu fiecare valoare. Este un osciloscop cu mai multe canale, astfel încât pot să văd foarte multe semnale pe același osciloscop. Ajută, de exemplu, la pneumatica proporțională. Exerciții cu el le aveți direct puse în didactic, circuite pentru exerciții sunt create. Exercițiile sunt create astfel încât să se potrivească și cu echipamentele fizice. Deci sunt un fel de suport. Acest soft este un fel de suport pentru echipamentele hardware, echipamentele fizice de training sau de laborator. Vedeți, am partea de tehnologie proporțională cu buclă închisă. Da? Și am tot felul de semnale de analiză și le pot vedea ce se întâmplă cu fiecare. Au unele din ele nici n-am testat. Văd cum funcționează, începeți simularea și pot să văd și pe osciloscop, la un moment dat, exact ce mi-a dat în graficul de aici. Da? Deci lucrul ăsta pot să-l văd foarte bine și schimbând diverse constante, factori de proporționalitate, de integrare și de derivare, pot să văd cum se schimbă diagrama osciloscopului și la final semnalul. Deci lucrul ăsta mă ajută foarte mult și în partea de cercetare să folosesc softul și vă spuneam că inclusiv în partea de didactic, să vedem, circuit preview, inclusiv în partea de mașini. Mașini cu contacte, cu curent alternativ, cu curent continuu și așa mai departe. Iau o schemă oarecare ca să vedeți, nu știu, asta. Fiecare componentă explicată, asta este un sistem, dacă vreau să văd ce reprezintă, descrierea componentei, este un sistem ca un banc de test ca să-l folosesc ca un servomotor, ca să-l folosesc ca sarcină pentru motor și să am posibilitatea să-i schimb curba motorului, astfel încât să am încărcări diferite pe motor. La fel și ăsta permite acționare. Pot să urmăresc să văd ce se întâmplă cu turația motorului, să cuplez la un moment dat această sarcină și în dau click pe el, să-i schimb proprietățile. Fie moment cu frânare, cu acționare, fie turația și în funcție de cum variez eu anumiți parametri, să văd ce se întâmplă cu turația motorului și cu partea de alimentare a lui. Da, deci inclusiv zona de electrică o pot învăța și o pot studia cu ajutorul softului. Mă ajută foarte mult în activitatea de genul ăsta. Bun, am tot făcut exercițiile astea. Vreau să vă mai întreb la un moment dat, mai am un poll. Hai să vedem cam ce tipuri de schemă ați dori să simulați cu acest soft. Acum, după ce ați văzut în mare, cam care sunt posibilitățile acestui soft. Bun, depinde într-adevăr și de specialitatea fiecăruia. Eu m-am axat acum pe pneumatică, fiindcă, nu știu, formarea mea este de inginer mecanic. Dar în interacțiunea cu zona industrială și cu echipamentele didactice, a trebuit să mă duc și către zona de PLC și către zona de rețele de industriale și zona electrică. Nu pot să zic că le stăpânesc foarte bune pe zona electrică și de programare, dar vedeți, în zona asta de, hai zicem, de mecatronică, ar trebui să fii polivalent. Sau învățarea pe tot parcursul vieții ar trebui să fie activă. Da? Mai așteptăm un pic să mai voteze toată lumea. Bun, haideți să închidem.
A mai fost așa câteva votări. Am uitat, încă se mai decide lumea să aleagă. Ok. Hai să share-uiesc cu dumneavoastră rezultatele. Deci marea majoritate vor să se ducă pe zona de pneumatică. Pe electric abia vreo 28%, electronice 12%, blocurile logice 7%. Credeți-mă că, ca experiență personală, m-a ajutat acest soft să învăț partea de programare, plecând de la blocuri logice și ulterior mai departe. Bun, poate a fost și gândirea mea mecanică și atunci a fost un pic mai greoi față de o gândire electrică. Gândirea electrică este mai pretabilă pentru zona de învățare a PLC-ului. Și atunci poate e mai simplu. Dar a ajutat o astfel de realizare a blocurilor logice pe mine personal în a învăța partea de PLC-uri. Da? Asta e un lucru, zic eu, destul de bun. Cât de des considerați voi dumneavoastră acum că v-ar putea ajuta acest soft? V-am dat încă un nou pool. Vedeți dacă puteți opta, dacă v-ar ajuta softul sau nu v-ar ajuta. Da? Acum, dat fiind faptul că aveți posibilitatea să interacționați cu el și să simulați anumite scheme, aș fi interesat să văd dacă v-ar ajuta sau nu v-ar ajuta. Desigur, cantitatea de informații a fost destul de mare într-un timp foarte scurt. A fost un curs, eu zic, de inițiere, ca durata n-a fost, dar vă rog, nu ezitați. Orice, n-ar important, profesor, student, elev, dacă doriți mai multe informații, doriți suport, apelați și spuneți-mă, am încercat schema asta, dați-mi un print screen sau dați-mi fișierul salvat, vă pot arăta eu ce ați greșit, să vă indic, să vă îndrum fără nicio problemă. Pentru domnul profesor, nu ezitați să le spuneți studenților lucrul ăsta, deci îi ajut cu cea mai mare plăcere, vă mai degrevez un pic poate de anumite lucruri specifice, dar nu ezitați să-i îndrumați către noi, că îi putem ajuta. Hai să închidem polul, să-l share-uiesc către dumneavoastră, să-l vedeți. Ia uite, mă bucur totuși că n-a fost nimeni categoric că nu m-ar ajuta sub nicio formă, am pierdut timpul cu dumneavoastră în webinarul ăsta. Este important să țineți contactul cu Festo, fie Festo România pe Facebook, fie Festo Didactic România, fiindcă acolo share-uim cel puțin în perioada asta o groază de webinarii în acestea gratuite. Vă spuneam de cel de pe 30 organizat de colegii noștri de la Automation. Vă mai spun că marțea viitoare este unul de network, va fi în engleză acela, susținut de un partener de-al nostru, dar vă poate explica foarte cu o analogie foarte bună între rețeaua de internet de acasă și rețeaua industrială. Ce particularități sunt? De ce folosesc un switch? Sau ce tip de switch folosesc? Cam ce parametri ai switch-ului sunt importanți pentru mine? Are importanță un cablu? N-are importanță un cablu. Deci lucruri, aspecte din acestea care v-ar ajuta și ca informații pe partea de utilizator home, acasă. Bă, vreau să îmbunătățesc viteza de acasă, ce aș putea face? Văd că switch-ul ăla are anumite caracteristici. Pot să influențez într-un fel sau nu? Și puteți pune astfel de întrebări. Este susținut de un partener de-al nostru din Germania, în engleză, dar au foarte mare experiență în analiză și diagnoză rețelei industriale. Ce înseamnă această experiență? Cam în jur de 5.000 de măsurători fac ei anual. Că vă gândiți că anul are 365 de zile, înseamnă că fac mai mult de, să zicem, 12-14 măsurători pe zi, fără să vă țin în să iau în calcul sărbători legale și așa mai departe, concedii. Deci au o experiență foarte mare în astfel de rețele și de obicei în rețelele astea sunt combinate. Ethernet cu Profinet, Profibus cu alte lucruri. Astăzi, mai devreme, a fost un curs al colegului meu Boga pentru partea de rețele Ethernet industriale.
Ethernet IP, Ethernet, DeviceNet și așa mai departe. Mâine o să primiți un link unde găsiți acest material înregistrat de la cap la coadă, dar acolo o să găsiți în pagina de festo a lui GoToMeeting sau GoToWebinar și toate trainingurile pe care le-am ținut noi de la începutul anului trecut până acum. Acum, în perioada asta de criză, au fost frecvența mai mare, dar o să se rărească după ce intră la normal la cel puțin un curs pe săptămână sau pe lună. Vom vedea. Cam asta am avut eu acum de spus. Întrebări. Nu ezitați să puneți întrebări. Eu v-am deschis microfoanele, le aveți. Puteți să puneți orice întrebare doriți. Cu cea mai mare plăcere vă răspund. Dacă știu, vă răspund. Spuneți-mi, vă aștept orice solicitare. Cum putem participa la următorul webinar? Webinarul găsiți invitația, fie le găsiți pe Facebook, fie dacă intrați pe festo.ro, de obicei în partea de stânga sus, este astfel de, ia să vedem, o să încerc eu acum să intru pe Festo, vedem dacă se întâmplă ceva. Google, festo.ro, dau click pe el, software rapid, uitați, o să vă share-uiesc ecranul. Vedeți, aici avem, asta e pagina lui Festo. Când am dat Festo. Bun, haideți să, ca să fiu mai catolic un pic decât Papa, iarăși în Google, dau festo.ro, dau Enter, intră pe pagina Festo România și aveți aici webinarul. Da? În partea de webinar aveți bazele pneumatice și îmi spune 30. Dau înregistrare, mă duc, automat o să intre în pagina de înregistrare și mă înregistrez pentru orice webinar pe care îl vreau. Pe data de 21 mai, uite, de exemplu, eu o să mai țin un webinar de Internet of Things, Industrial Internet of Things, comunicații industriale pe IO-Link în data de 7 mai, în data de 30 aprilie avem ăsta de pneumatică. Dau înregistrare, intră pe o pagină, aici este numele meu, că, de exemplu, m-am înregistrat și eu personal. Vă completați numele și dați registru și vă dă un feedback de la GoToWebinar. GoToWebinar este site-ul și îl puteți memora și în calendar, ca să vă fie ușor să apelați după aia, deschideți calendarul și îl aveți. Deci eu, de exemplu, nu știu, dacă vă share-uiesc acum, am astfel de calendar și îl pun în GoToWebinar, aici dau dublu click pe el și mi-apare undeva ca și pagina. De genul ăsta vă apare. Și un link, când veți da click pe el, vă duce direct la webinarul programat. Da? Deci așa îl am în calendar și îl văd tot timpul. Da? Go to webinar, dau aici și văd ce webinar am la data respectivă. Vă ajută foarte mult lucrul ăsta și puteți să-l accesați. V-am zis, informația o mai găsiți și pe site-ul la Festo, pe Facebook sau pe LinkedIn apar. S-ar putea la didactic să avem niște traininguri mai noi, care nu apar în pagina de site-ul lui Festo. Sunt două site-uri, festo.ro și festo-didactic.ro. Poate de aici să apară confuzia. Dar eu o să încerc să vă dau mesaje, dar s-ar putea să nu le observați și atunci să fie un pic mai dificil. Dar dacă verificați pagina, le vedeți. Intenționez să fac un curs de utilizare Siros, cum să învăț PLC-ul doar virtual, fără să am niciun PLC, ci doar, să zic, mediul de programare de la Siemens împreună cu Siros. Cum să utilizez sau să interfacez un PLC extern cu FluidSIM. Sau mai intenționez un curs de rețele industriale de monitorizare și diagnoză, să vedeți ce instrumente pot să fac și cum anumite
anumiți parametri ai participanților la trafic, ai dispozitivelor din rețele industriale, influențează traficul pe rețea. Deci și lucrul ăsta intenționez să-l fac, cel puțin la didactic, dar dacă aveți solicitări noastră, domnilor profesori sau studenți, de un anumit webinar, putem să-l planificăm. De exemplu, acesta de Fulisim a venit ca urmare a unei cereri de la Iași. Deci, vă rog, nu ezitați să solicitați astfel de lucruri și cu siguranță încercăm să le punem și să le facem. Alte întrebări? Nu fac ca ministru de justiție. Altă întrebare? Dar, ok, dacă nu aveți... Următorul webinar o să fie pe data de 30 la ora 10? Da, 30 la ora 10. În principiu vom stabili ca reguli viitoare, marți vor fi, în fiecare marți vom avea niște webinaruri de didactic, în fiecare joi, în fiecare marți la ora 10, în fiecare joi la ora 10 niște webinaruri de automation. Dar între ele pot exista conexiuni, adică tematici care să fie comune și pentru o parte și pentru alta. Da? Vom le folosi ceva mai scurte, vrem să le facem, și inclusiv partenerii noștri sau trainerii noștri care țin cursuri către industrie vor face niște exerciții simple, gen de laborator, de 4-5 de minute. Cam asta vrem, ca webinarul să fie un fel de laborator, de tematică scurtă. Cum configurez într-un PLC, nu știu, un anumit echipament sau cum setez anumit parametri. Lucruri punctuale, care să fie scurte, dar să acopere anumite tematici. Putem face lucrul ăsta. Nu știu, vreți, vreau o schemă hidraulică, anumită schemă, să mi-o faci acolo. Hai să facem lucrul ăsta. Putem face lucrul ăsta. Acum cât avem ceva mai mult timp liber, vă putem ajuta mai mult în zona asta de online. Și eventual să pe viitor să extindem. S-ar putea să ajute astfel de interacțiuni cu dumneavoastră, fiindcă vom crea niște filmulețe de exerciții care vor fi disponibile către toată lumea și se pot apela ușor după aia ca și conținut. Altă întrebare, dacă vă mai pot ajuta cu ceva? Ok, dacă nu, încă o dată mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și o să încercăm să reducem. Deci veți găsi materialul disponibil. Mulțumesc mult și mulțumesc. Să aveți o zi bună și sănătate mult. Bună, numai bine!